în viața mea. Dacă vă aduceți aminte, ne-am întâlnit acum câteva luni bune la Grimbergen. Toate cele trei biserici și acolo am cântat piesa aceasta împreună cu fratele Câmpian, dacă nu mă înșel, nu? Încă 30 de secunde și piesa va fi afișată. Ne scuzați pentru această mică defecțiune. Putem familiariza cu ea ascultând, nicio problemă. Limitem între noi, ajunge deja mai... Da, mersi. A venit. Haide să vă aud acum cu toată forța. Fiți gata, Domnul revine, se-ntoarce ea căci așa a promis. Sunt risipite și grâne, se ceră tot, iată nu-ți da, iată-mă, Doamne, eu, prin harul tău. Thank you.
Voi mai citi ceva înainte să ne rugăm. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrân, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, n-o face de batjocuri a popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri? Unde este Dumnezeul lor? Astăzi am vorbit despre Moise la studiul școlii de sabat. Și atunci când Moise a văzut nenorocirea care avea să se abată peste tabăra lui Israel pentru vițelul de aur pe care îl făcuseră, și când Domnul i-a spus: făgăduința făcută lui Avram o voi continua prin tine, Moise, Moise îl imploră pe bunul Dumnezeu să aibă milă de popor. Și un argument pe care l-a avut Moise înaintea lui Dumnezeu a fost: ce-or să zică neamurile? I-a scos din Egipt ca să moare în pustie. Prorocul Ioel primește din partea Domnului aceste cuvinte prin care poporul este chemat la apropiere de Dumnezeu, este chemat la o experiență spirituală înaltă, este chemată să trăiască o experiență așa încât să nu se întrebe nimeni: unde este Dumnezeul acestor pocăiți? Iar în versetul 27, în urma unei experiențe spirituale, răspunsul este: și vei ști că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna din Duhul meu în zilele acelea. În parte, profeția aceasta s-a împlinit 50 de zile după frumoasa experiența salvării noastre prin Domnul Iisus Hristos. Numim Rusaliile sau Camera de Sus sau Ziua Cinzecimii, dar avem siguranța în cuvânt profetic că ea se va repeta în zilele noastre, în zilele sfârșitului. Doar că ea precede o experiență spirituală de calitate în poporul lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să luăm și astăzi aminte la modul în care El ne vorbește, modul în care El se amestecă printre noi și modul în care El ne cheamă să ne pună pe cele mai înalte culmi ale dragostei Lui în slujire dezinteresată, așa încât să fim pentru lumea care este alături de noi farul ce arată drumul spre portul fericirii, spre împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să intonăm imnul: zboară îngeri în lung și în lat, peste pământ și mare, după care ne vom ruga. Este pe monitor acolo cântarea. Moise, sau cine ne ajută, tot Moise. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Peste pământ și mare, veste bună au de strigat, să știe fiecare cine să ia aminte la solile sfinte. Vino și tu, vino cu noi.
Părinte Ceresc, îți mulțumim numele Domnului Iisus Hristos că am putut în această după-amiază de sabat să ne întâlnim în locașul tău de închinare și să-ți putem aduce lauda cu vocea noastră slavă. Părinte Ceresc, am vrea să te invităm în mijlocul nostru și să nu ne lași ca să ne întâlnim doar noi între noi, ci am vrea să ne întâlnim cu tine. Fă, Doamne, ca numele tău să fie predicat aici și să fie înălțat. Și, Doamne, cât mai curând am vrea să te vedem venind pe norii cerului, să fim o veșnicie cu tine. Amin. Frumos este cântecul aici pe pământ, când îl cântăm din inimă, când cântecul are o solie. Dar cum va fi cântecul celor mântuiți în împărăția lui Dumnezeu? În cartea Apocalipsei ni se spune că îngerii vor fi uimiți de cum vor cânta cei mântuiți, în Apocalips capitolul 7. Și-ar dori să cânte și ei cum vor cânta cei mântuiți, dar vor veni întrebări și întrebările probabil uneori te încurcă să cânți. Cine sunt aceștia? De unde vin? De ce sunt îmbrăcați așa? Sigur că răspunsul nu va întârzia să vină și unul din răspunsuri va fi: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au albit, și-au spălat hainele în sângele mielului, de aceea zi și noapte stau în prezența lui și cântă laude. Slăvit să fie bunul Dumnezeu, pentru că ne dă posibilitatea să gustăm ceva din veșnicie, din modul în care vom cânta, îl vom lăuda și îl vom explica pe Domnul Iisus Hristos, care doar prin El, inițiativa este doar a Lui. În vederea salvării noastre, nu avem niciun merit, suntem doar beneficiarii unui act suprem și bunul Dumnezeu să se îndure de noi, să nu pierdem această ocazie de aur. Amin. După amiaza aceasta o avem invitat pe Gabriela, nu spun mai mult că se prezintă ea în rest. Am invitat-o pentru că am auzit și noi de la prietenele tale, Gabriela, că ai avut o experiență specială cu Domnul, care te-a întors la 180 de grade și acum ești în direcția spre casă, spre cer, spre marea întâlnire cu Mântuitorul. Ce te va inspira, Domnul, să ne spui? Vină să ne spui și noi suntem gata să intrăm așa în empatie cumva cu tine, ca să simțim că suntem într-o familie mare. Spun pacea Domnului. Mă bucur din nou să fim împreună în această după-amiază. Așa cum vă spuneam și aseară, sunt aici pentru că am avut în urmă cu un an și aproximativ câteva luni o experiență puternică cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care m-a întors de pe o cale pe care eu pornisem și m-a adus până în punctul acesta. Experiența mea are legătură cu ultimii ani din viața mea. M-am îndepărtat foarte mult de Dumnezeu și ajunsesem să cred teoriile budiste ca fiind teoriile adevărate și ajunsesem să cred că Dumnezeu este undeva deasupra religiilor și că nu are nicio legătură cu Biblia și cu atât mai puțin cu ceea ce spunem noi ca popor advent, și cu Ellen White, că a fost profet inspirat al lui Dumnezeu și mesagerul lui Dumnezeu care ne-a arătat și ne-a descoperit multe lucruri pe care noi nu le știam.
nimeni nu știa toate aceste lucruri. Am studiat jurnalismul și am considerat ca un următor pas în cariera mea să merg mai departe și să mă înscriu la un master de regie și film. Locuiesc în Italia de mai mulți ani, m-am înscris acolo la Academia Națională de Regie și Film. Acest master urma să continue la Los Angeles, UCLA, Universitatea de Teatru și Film din California. M-am dus acolo total decisă că vreau să devin scriitoare de filme și total hotărâtă să rămân acolo și să continui în demersul acesta. După nici o săptămână de stat în campus și participând la cursurile de acolo, într-o noapte am avut un vis și o să înțelegeți și dumneavoastră că a fost mai mult decât un vis. Un vis în care pur și simplu am înțeles că locul meu nu este la Hollywood și că Dumnezeu avea un alt rol, ca să zic așa, cu mine. În acest vis totul părea foarte, foarte real și se făcea că eu mă întorc acasă din oraș în campus și eram într-un Uber. Se repeta practic scena din seara respectivă în care eu într-adevăr fusesem în oraș și mă întorsesem acasă. Eram foarte conștientă de tot ceea ce se întâmpla exact cum sunt acum cu dumneavoastră. Mă priveam, vedeam cu ce sunt îmbrăcată, exact cu hainele cu care fusesem în oraș în seara respectivă. Și în acest vis aveam senzația pentru prima oară că Dumnezeu există cu adevărat și că eu trebuie să dau socoteală pentru modul în care eu mi-am trăit viața până în momentul respectiv. Vocea pe care am auzit-o era plăcută și melodioasă. În momentul în care eu am auzit această voce și mi-am dat seama că practic totul era la nivel de percepție, eu simțeam și trăiam în acel moment ca și când ar fi ultima noapte din viața mea, în acel moment acolo la Hollywood va trebui să închei timpul meu pe acest pământ. Era foarte evident pentru mine că se va încheia în acea noapte. Percepțiile erau de așa natură încât nimic nu putea să mă facă să mă îndoiesc de lucrul acesta, doar că eu eram total nepregătită pentru întâlnirea cu Dumnezeu și pentru a sfârși timpul meu aici. Cu doar o seară înainte, discutând cu un coleg de acolo din campus și ajungând la subiectul religie, m-am declarat sus și tare că sunt agnostică. Aș vrea să cred într-un Dumnezeu, doar că nu l-am văzut, nu știu exact, vreau să văd ceea ce... vreau să cred exact ceea ce văd și eventual aș putea să cred că există un Dumnezeu, dar care este deasupra, un Dumnezeu universal care nu se numește Dumnezeu de fapt și care este undeva deasupra tuturor religiilor și care ne înțelege așa cum suntem și ne acceptă pe toți din toate denominațiunile. Important este doar să credem în el, să fim persoane bune și etice. Aceasta era poziția mea oficială, chiar cu o seară înainte de a avea acest vis. Așa că în momentul în care am auzit această voce, această persoană era foarte supărată pe mine pentru că nu am crezut niciodată în el cu adevărat și mi-a reproșat acest lucru și mi-a spus că până aici am avut timpul meu. În momentul acesta se va sfârși totul. Eu eram în același timp șocată, în același timp fericită să știu că există cu adevărat Dumnezeu și m-am adresat lui: Doamne, Tu existi cu adevărat, nu am știut că existi. Vocea mi-a răspuns că da, există și că este foarte supărat pentru că de atâtea ori a vrut să-mi arate că există și eu nu am crezut. Apoi a început să îmi spună că ar mai exista o șansă pentru mine dacă ascult de ceea ce îmi spune el, dacă reușim să facem cumva un pact. A început să-mi spună vorbe frumoase, să mă laude, să-mi spună că sunt o persoană creativă, că am ajuns acolo prin puterea lui și că de acum încolo va fi el cu mine. Trebuie doar să ascult ceea ce îmi va spune. Voi deveni o persoană foarte faimoasă, voi avea toți banii pe care eu îi visez, pe care mi-i doresc. Iar în acel moment mi-am dat seama că ceva este neregulă. Faptul că am studiat Liceul Teologic Adventist și faptul că am fost adventistă la un moment dat în viața mea m-a ajutat, pentru că în acel moment am simțit că mi-au venit în minte imagini cu scene din ispitirea lui Iisus și mi-am dat seama că cel care îmi vorbește de fapt nu este Dumnezeu,
am început să fac conexiunile și să-mi dau seama că nu fusesem niciodată adepta conspiraționismului și nu credeam teoriile și poveștile pe care le auzim de la Hollywood, că acolo sunt foarte multe personalități celebre, actori, cântăreți care și-au vândut sufletul diavolului pentru faimă și pentru bani. Mi-am dat seama în acele momente că sunt într-o poziție similară. Mi s-a făcut foarte, foarte frică, vă dați seama, vă puteți pune în locul meu și vă dați seama că nu a fost ușor să-mi dau seama că cel care îmi vorbește de fapt nu este Dumnezeu, este diavolul și eu l-am confundat atât de ușor pentru că îi lăsasem acces la mintea mea prin cărțile pe care le citeam, prin filozofia pe care o adoptasem și în modul ăsta a avut acces la inima mea, la mintea mea, a venit cu această propunere, un fel de târg în care trebuia să-mi vând sufletul, cu alte cuvinte, pentru succes și pentru faimă. Doar că în acele momente l-am strigat pe Iisus din toată inima mea, mi-am dat seama în același timp știam clar că voi muri, încă nu dispăruse acest sentiment, cel care stătea în fața mea îmi inocula acest sentiment că voi muri și mai ales dacă nu ascult și nu accept pactul acesta, voi muri negreșit. Doar că în acel moment am vrut să fac, în ultima clipă din viața mea, pace cu Dumnezeu. L-am strigat pe Iisus din toată inima, i-am spus, Iisuse, vino Tu, salvează-mă, știu că poți să faci lucrul acesta. Am fost înșelată de diavol, nu am știut despre ce este vorba, dar te rog, în ultima clipă din viața mea, nu vreau să mor neîmpăcată cu Tine. Nici nu am apucat să termin această rugăciune atât de sinceră și din toată inima mea și am simțit imediat iubirea în stare pură, nu știu cum să explic mai bine lucrul acesta, pentru că au fost niște sentimente pe care nu le-am mai trăit niciodată. Am simțit pur și simplu că era acolo o persoană care mă iubește, mă înțelege, eu încercam oarecum să mă scuz, să explic cumva de ce am ajuns acolo, doar că la nivel de emoție simțeam că nu este nevoie să spun care este motivul pentru care sunt acolo, că știe tot, că mă iartă, înțelege că am fost într-o capcană. Și tot ceea ce mi-a spus au fost următoarele cuvinte. Mi-a spus că eu fac parte din Laodicea, ultima biserică pe care el o are pe acest pământ, că mireasa trebuie să se formeze din această mireasă, din această biserică, că sunt mireasa lui și că trebuie să ne formăm din această biserică și că trăiesc timpul sfârșitului. Acestea au fost tot ceea ce mi-a spus. Între timp, colega mea a văzut că eram foarte agitată în somn, a încercat să mă trezească, nu a reușit sub nicio formă. Au auzit colegii, pentru că gesticulam cumva în vis și eram foarte, foarte agitată. Au venit profesorii, au hotărât să cheme ambulanța, pentru că nu reușeam absolut deloc să mă trezesc din acest vis. Am ajuns la spital și în timp ce eram acolo pe patul de spital, înainte să deschid ochii, mi-am dat seama că am avut parte de o minune în viața mea. Am știut că nu voi mai fi niciodată la fel după ce voi deschide ochii. Am încercat să îmi clarific cumva ideile, doar că vă dați seama câtă confuzie era în mintea mea, pentru că eu de foarte mulți ani nu mai frecventam Biserica Adventistă, nu mai credeam sub nicio formă că Biserica Adventistă are ceva de spus pe scena istoriei acestei lumi. Am deschis ochii cu putere și cu dorința sinceră de a spune și celorlalți ceea ce mi s-a întâmplat. Am asistenții și medicul care era acolo și colegii au fost foarte bucuroși că am reușit să mă trezesc. Au început să mă liniștească, să-mi spună faptul că a fost doar un coșmar, că e totul în regulă, că am la dispoziție un psiholog, pot să consult un psiholog, pentru că eu eram foarte prinsă în momentul în care m-am trezit normal, am spus, eu am vorbit cu Dumnezeu, a fost un vis foarte puternic și normal, vă dați seama cât de ciudată puteam să par în ochii lor. Am hotărât apoi că trebuie să plec de la Hollywood, mi-am dat seama că nu acesta este scopul lui Dumnezeu pentru mine, mi-am dat seama că Dumnezeu a vrut să-mi comunice un mesaj foarte important, că locul meu nu este acolo, așa că am hotărât să-mi fac bagajele, aveam un examen de dat sabatul acolo, am spus la toți că eu renunț. Normal că au venit toți și au încercat să mă convingă în toate felurile că este cariera mea în joc, că sunt atât de mulți bani investiți, că nu pot să plec tocmai acum doar pentru că am avut un vis, nu pot să fiu atât de naivă, doar că pe mine nu mă mai puteau convinge absolut nimeni, cum nici în momentul acesta nu mă poate convinge nimeni că nu a fost Dumnezeu care m-a salvat de acolo și care a vrut cu adevărat să mă întoarcă în biserica lui Laodicea.
Problemele au început în momentul în care m-am întors în biserica Laodiceea. M-am întors cu toată inima și mi-am dorit din toată inima să înțeleg care a fost mesajul lui Iisus pentru mine și care este poziția bisericii. Și am venit din toată inima și foarte deschisă, știind sigur că aceasta este biserica adevărată. Nici nu îmi desfăcusem bine bagajele, m-am întors în Italia, normal, pentru că acolo locuiam înainte să hotărăsc să mă mut la Los Angeles. Și în momentul în care am mers la biserica adventistă, mare mi-a fost mirarea să văd că lăsasem biserica într-o stare oarecum ok, cel puțin majoritatea gândeau la fel, dar în momentul în care m-am întors, părerile erau foarte, foarte împărțite și fiecare își spunea varianta lui. La lecțiune, frații se certau foarte tare între ei, am încercat să văd ce se întâmplă. La început mi-a fost foarte jenă și nu am vrut să vorbesc la început despre visul meu, pentru că încă ego-ul era predominant în viața mea. Îmi era rușine să ies în față cu asemenea poveste, îmi dădeam seama și îmi dau seama și în momentul ăsta că mă pun într-o postură oarecum vulnerabilă. Îmi dau seama că sunt lucruri care nu se întâmplă în fiecare zi, dar treptat, pe măsură ce trecea timpul și refăcându-mi relația cu Iisus, mă rugam și îmi dădeam seama că experiența mea trebuie spusă, pentru că văzând și evenimentele care se întâmplau în jurul meu, am început să văd cu alți ochi, fiind jurnalist, lucrând în câmpul ăsta jurnalistic, am auzit și am scris despre tot felul de știri. Nu făceam legăturile în felul acesta, că se apropie venirea lui Iisus, nu puteam să conectez în felul acesta lucrurile. Dar pe măsură ce începeam să deschid ochii și să văd lucrurile în jurul meu și să-mi dau seama că trăiesc cu adevărat timpuri apocaliptice și faptul că Iisus mi-a spus în vis că trăiesc timpul sfârșitului, știți, ca adventiști sau ca foști adventiști, cum eram eu adventistă înainte, suntem foarte obișnuiți cu ideea asta, că vine Domnul, vine Domnul tot timpul, și mama mea și bunica mea îmi spuneau tot timpul că vine Domnul și Domnul nu mai vine. Și la un moment dat este normal ca generații după generații să devenim cumva obosiți și să ni se pară cumva că venirea lui poate să fie mult mai îndepărtată decât ne gândim noi. Doar că după experiența pe care am avut-o, conectam tot ceea ce se întâmpla în jurul meu și deveneam din ce în ce mai interesată de acest subiect și îmi dădeam seama că alegerile mele și ceea ce voi face eu de acum încolo este pe viață și pe moarte și că trebuie să vorbesc despre experiența mea, oricât de ciudat ar părea și oricât de oricum ar fi interpretată. Mi-am luat această responsabilitate și am hotărât să vorbesc, bineînțeles, prima oară am vorbit cu familia mea, dar după câteva luni am avut curajul să vorbesc cu un frate presbiter de la biserică. Doar că mare mi-a fost mirarea ca fratele acesta să mă întrebe dacă eu cumva fac parte din grupul fanaticilor. Am fost foarte șocată, pentru că nu știam la ce se referă, nu știam cine este acest grup și care sunt problemele cu adevărat în această biserică. Eu, când m-am întors de acolo, în primul sabat am cumpărat ceva, încă nu știam exact cum să mă raportez. Am început după aceea să țin sabatul și să înțeleg treptat, să revin la ceea ce știam și la ceea ce cred în momentul acesta că sunt doctrinele Bisericii Adventiste. Doar că erau foarte multe întrebări fără răspunsuri. Am citit Biblia, cred că am terminat de citit Biblia într-o lună și ceva, citeam zi și noapte, mă rugam cu lacrimi în ochi și ceream lui Dumnezeu să-mi arate și vă dați seama, după un vis de genul acesta eram destul de tulburată și nu știam exact de unde să pornesc. Când fratele acesta a început să mi-a spus că sunt fanatică, m-a acuzat de ceva ce eu nu eram, în momentul acela a fost din nou un prilej de cădere pentru mine, în sensul că dacă aș fi fost cea dinainte și m-aș fi uitat la oameni, cum am uitat prima oară la oameni, la pastori și așa mai departe și am plecat din biserică, în momentul acela mi-am spus, de data asta nu mă voi mai uita la oameni, merg cu Dumnezeu înainte, știu că aici este biserica, știu că aici trebuie să rămân, doar că am început să investighez și să mă documentez mai bine despre ceea ce înseamnă cu adevărat această mișcare adventă, ceea ce înseamnă cu adevărat pentru ce am fost noi puși pe scena acestei istorii și ce avem noi de spus în plus față de celelalte biserici. Aveam acești termeni cheie, mireasa,
care era foarte important pentru mine, mireasa și nunta mielului, timpul sfârșitului și Laodiceea. Am început foarte mult să mă documentez cu privire la mireasa și ce înseamnă nunta mielului. Am căutat și am găsit diferite variante, diferite explicații, doar că nu mă mulțumea niciuna pentru că îmi dădeam seama că implicațiile trebuie să fie mult mai mari decât atât și faptul că am avut acest vis undeva trebuie să fie ceva cu mult mai semnificativ, nu poate să fie doar pentru salvarea mea și doar eu trebuie să-mi scap pielea și că trebuie să aibă implicații mai mari. Am găsit pe internet predici ale fratelui Dorin Lătăianu și apoi am găsit și site-ul celor de la GSM, nu știu dacă ați auzit, și acolo am găsit explicațiile care s-au potrivit foarte bine cu ceea ce se întâmplase în visul meu. În visul meu se vorbea despre mireasă, se vorbea despre nunta mielului, se vorbea despre... îmi făceam legăturile cu faptul că a venit prima oară diavolul la mine și eu l-am confundat atât de ușor. Așa că pentru mine tot ceea ce spuneau acești frați și predicile pe care le spuneau îmi explicau visul fără ca măcar să mă cunoască, fără ca măcar să știe ce mi s-a întâmplat. Și lucrul acesta m-a încurajat foarte mult să caut mai departe și să aflu ce vor să spună acești frați și... Tot ceea ce spuneau, confruntam cu Scriptura seara și în fiecare zi mă rugam la Dumnezeu și plângeam pentru înțelepciune și să-mi deschidă ochii minții ca să pot să înțeleg cu adevărat aceste adevăruri, pentru că îmi dădeam seama că 10 ani departe de Domnul și superficialitatea dinainte cu care am tratat subiectul și cu care am tratat relația mea cu Domnul sau tot ceea ce înseamnă Dumnezeu și poporul Advent, mă costau foarte mult și mă costă în continuare, pentru că am pierdut foarte mult timp slujindu-i diavolului și lăsându-l pe Dumnezeu la o parte și în momentul acesta este foarte multă informație hrană tare, așa cum spune Apostolul Pavel, și mintea mea nu este capabilă să asimileze totul într-un timp atât de scurt și cu toate acestea îmi dau seama că singura mea scăpare este la Dumnezeu, mi-am dat seama încă de la început și am spus, trebuie să mă rog și trebuie să cer înțelepciune de la Dumnezeu ca să poată să mă conducă, să-mi conducă pașii și să-mi dau seama despre ce este cu adevărat vorba. Am postat mesajul meu pe Facebook, am spus că am o experiență când am fost pregătită ca să spun despre ce este vorba. Foarte multe persoane m-au contactat și m-au întrebat și am început să le povestesc experiența mea. Și în momentul în care am început să postez videourile de la acești frați și predicile și felul în care explicau ei nunta mielului și că părea atât de simplu, am început să primesc foarte multe mesaje de avertizare din partea altor frați și să-mi spună, fii atentă că diavolul vrea să te bage acum într-o controversă și mai mare, a ieșit din ghearele lui, dar frații ăștia sunt cu diavolul, ei nu mai sunt membri în Biserica Adventistă, sunt excluși pentru că ei nu mai cred ceea ce spune Biserica oficial. Și în momentul acela vă dați seama că din nou în mintea mea și în inima mea s-au dat lupte cumplite și am început să investighez și mai mult și mai mult și să caut singura adevărul. Am aflat așa de anumite lucruri de care nu auzisem niciodată, fiind adventistă, făcând un liceu teologic adventist. Am aflat despre Minneapolis 1888. Am aflat că acolo s-au întâmplat anumite lucruri pe care biserica nu le-a știut foarte mult timp, au fost ascunse bisericii. Am aflat despre frații Jones și Wegener, am început să studiez scrierile lor, am citit absolut tot ce puteam să găsesc despre ce a spus Ellen White despre acești frați. Am fost foarte uimită să aflu că Ellen White a spus clar că solia acestor frați era începutul ploii târzii, îngerul al treilea, revărsarea ploii târzii, doar că frații, conducerea care a fost atunci, nu au primit această solie. Din potrivă, s-au opus foarte mult. Ellen White i-a susținut pe acești doi frați, a mers cu ei prin biserici ca să proclame această solie, doar că frații se opuneau din ce în ce mai mult. Așa că după moartea Ellenei White, acest fapt a fost cumva uitat în istoria adventistă și absolut nimeni nu a mai vorbit despre asta, doar câțiva pastori care au păstrat cumva această linie și au
au vorbit despre asta și au avertizat tot timpul biserica că la Minneapolis 1888 s-a întâmplat ceva foarte puternic în această biserică, care a divizat această biserică, și Ellen White a avertizat că este apostazia alfa, și apoi din cauza faptului că nu se va primi solia așa cum trebuie și că frații nu o vor înțelege așa cum este ea venită de la Dumnezeu, vom ajunge în apostazia omega, pe care eu în momentul acesta cred că o trăim și cred că și dumneavoastră, dacă sunteți sinceri cu dumneavoastră înși, vă puteți da seama că în Biserica Adventistă se întâmplă lucruri grave, se întâmplă lucruri... Practic trăim, se împlinește profeția cu noi, suntem Biserica Laodicea, suntem în starea de căldicel, suntem în perioada de zdruncinare a bisericii, perioada de cernere, în care Satana a cerut sufletele noastre să fie cernute, și în momentul acesta ne putem salva doar dacă vom merge sub smochin ca Natanael, așa cum am fost și eu sfătuită, să ne rugăm și să putem să primim cu adevărat Duhul Sfânt, Sfânt, îndurumarea Lui, ca să putem să discernem aceste evenimente pe care le trăim și să discernem binele de rău. Personal, consider că a fost mare lumină la Minneapolis 1888. Știu că foarte mulți nu sunt de acord cu lucrul acesta. Este părerea mea și în momentul acesta cred cu tărie lucrul acesta. Mă rog în continuare, nu pot să spun că am înțeles, sunt foarte multe lucruri pe care încă nu le-am înțeles, dar mă rog ca Domnul să îmi îndrume pașii și să mă ajute să înțeleg cu adevărat ce s-a întâmplat acolo și care este cu adevărat poziția noastră ca Biserică Laodicea și ce avem noi de făcut ca să putem cu adevărat să mergem la nuntă și să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh când va veni. Tot ceea ce aflu și toate subiectele pe care le dezbat și vreau să vă spun că mi-am luat o pauză din momentul în care am avut visul. Mi-am luat o pauză, nu am renunțat la orice fel de job, am renunțat la orice fel de idee de carieră, pentru că mi-am dat seama că, asemenea Apostolului Pavel, dacă el, cu mintea pe care o avea el, a avut nevoie de 3 ani să meargă în Arabia după ce a avut acea viziune de la Dumnezeu ca să studieze și să înțeleagă cu adevărat ce i s-a întâmplat, cu atât mai mult eu am nevoie de timp de studiu, de rugăciune și cu adevărat trebuie ca să pot să fac față tuturor acestor informații pe care le descoper. Nu accept absolut nimic din ceea ce nu este bazat pe Biblie și pe spiritul profetic. Studiez în felul acesta și vă provoc și pe dumneavoastră la același lucru, să studiați cu Biblia în primul rând și cu spiritul profetic, ca să putem să discernem, practic pe diavolul de Dumnezeu, pentru că aceasta este provocarea supremă. Mi-am dat seama că tot ceea ce s-a întâmplat în visul meu, practic are loc și la scară mai largă și se poate întâmpla fiecăruia în parte și cu atât mai mult se poate întâmpla bisericii ca întreg. Așadar, aș vrea să vă prezint anumite concluzii la care eu am ajuns și pe care le susțin. Repet, nu vreau să impun punctul meu de vedere nimănui, eu am vrut doar să spun experiența mea așa cum s-a întâmplat și să fiu sinceră până la final, încât să spun și ce s-a întâmplat după, pentru că experiența ca sine, da, este ok, putem să ne emoționăm, este ceva spectaculos, nu se întâmplă în fiecare zi. Am mai prezentat această experiență în mai multe biserici, am văzut că frații plângeau, erau mișcați de Duhul Sfânt, dar nu aș vrea ca să rămână doar la nivelul acesta de emoțional și de senzațional și să plecăm de aici și să nu schimbe nimic în noi. Nu am pretenția ca să trăiți experiența la aceeași intensitate pe care am trăit-o eu, pentru că sunt conștientă că nu se poate întâmpla lucrul acesta. Dar aș vrea ca să vă provoc la studiu, să vă provoc să înțelegeți faptul că Dumnezeu există cu adevărat, să înțelegeți că Satana există și el și că cel mai mult își dorește să ia locul lui Dumnezeu. A făcut asta încă de când s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu și în momentul acesta provocarea supremă va fi ca noi, ultima generație,
să putem să identificăm și să putem să-i recunoaștem vocea. Și în momentul în care nu avem o relație vie cu Iisus, nu știm cine suntem, nu știm ce e cu biserica asta, nu știm ce a spus Ellen White, unii nu mai credem dintre noi, diavolul acum ne rătăcește în fel și chip, unii dintre noi nu mai credem că Ellen White a fost inspirată, alții nu mai cred că Duhul Sfânt este o persoană. Sunt foarte, foarte, foarte multe teorii care ne dezechilibrează doar în momentul în care casa noastră nu este clădită pe stâncă. Așa că vreau să ne clădim casa pe stângă ca să putem să facem față tuturor furtunilor care vor veni, să cunoaștem foarte bine Scriptura, să cunoaștem foarte bine și să rămânem la acest scris, pentru că altfel ne vom pierde sufletele și vă spun că nu este o glumă. Am trecut prin asta la nivel individual, am văzut lupta dintre Dumnezeu și diavolul pentru sufletul meu, am văzut că Dumnezeu este mult mai puternic, așa că nu trebuie să ne fie frică de diavol, nici mie nu mi-este frică de el, știu că mă urăște și știu că ne urăște pe noi, mai ales că știe că noi știm totul și noi avem adevărul, doar că nu trebuie să ne plafonăm și să spunem că avem tot adevărul, în sensul că trebuie tot timpul să cunoaștem și să cunoaștem, să aprofundăm subiectele, să nu ne pomenim că facem aceeași greșeală pe care au făcut-o evreii, care l-au răstignit pe Domnul Iisus vineri după amiaza și sâmbătă s-au dus la sinagogă și l-așteptau încă pe Mesia. Așadar, vreau să vă prezint câteva concluzii la care eu am ajuns și cum mi-am interpretat eu visul. Repet, prin rugăciune am ajuns la aceste concluzii și prin faptul că mi-am pus toată viața în ultimul an în căutarea acestui lucru. În Geneza 3, rasa umană a pierdut slava, șechina, haina neprihănirii. Uniunea dintre uman și divin a fost spartă. Slava s-a dus. Templul lui Dumnezeu a rămas pustiu, gol. În Apocalipsa 19, slava se întoarce. Haina neprihănirii este oferită din nou. Omenescul și divinul sunt unite din nou la nunta mielului. Sanctuarul este curățit, justificat, restaurat, adus la starea lui originară. Ce este căsătoria, nunta? Prin căsătorie este reprezentată unirea omenescului cu divinul. Acesta este un paragraf din Ellen White. Tot ceea ce vă voi prezenta sunt scrieri din Ellen White și versete din Biblie. Între Geneza 3 și Apocalipsa 19, pentru prima oară în istoria omenirii, Dumnezeu a prezentat prototipul sanctuarului restaurat în persoana lui Iisus Hristos. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. El a fost al doilea Adam, capul unei noi rase umane, oameni părtași de natură divină, umanitatea combinată cu divinitatea. Acesta este scopul etern al lui Dumnezeu în vasta lui creație. Urmăriți descrierea inspirată. 1. Scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice a fost ca fiecare ființă creată, de la Serafimul luminos și sfânt până la om, să fie un templu pentru locuirea Creatorului. 2. Prin curățirea templului, Iisus anunța misiunea lui ca Mesia și și-a început lucrarea. 3. Templul acela înălțat pentru locuirea prezenței divine în el era o parabolă pentru Israel și pentru lume. 4. Din cauza păcatului, omenirea a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. 5. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul cerului este realizat. 6. Dumnezeu locuiește în om și prin Harul Salvator, inima devine din nou templul său. 7. Dumnezeu a decis ca templul din Ierusalim să fie un martor permanent pentru destinul înalt așezat înaintea oricărui suflet. Despre acest destin înalt, profeții au vorbit în fiecare generație. Moise, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, în Geneza 3:15. Domnul îți va ridica un profet din mijlocul tău, dintre frații tăi, Deuteronomul 18:15. Ieremia, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnului. Domnul, voi pune legea mea în mințile lor, o voi scrie în inimile lor. Ezechiel, voi sfinți numele meu cel mare, pe care l-a spângărit printre neamuri, pe care l-a spângărit în mijlocul lor și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Daniel, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Osea, te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine în neprihănire, în judecată și mare îndurare. Te voi logodi cu mine în credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Maleahi, iată, voi trimite pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți,
Iată-l că vine, zice Domnul oștirilor. Zaharia, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Matei, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Pavel, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Această venire, revenirea pe nori și venirea Domnului în templul său, sunt două evenimente distincte și separate. Venirea lui Hristos ca marele nostru preot în Sfânta Sfintelor pentru curățirea sanctuarului, descrisă în Daniel 8:14. Venirea Fiului Omului la cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7:13. Venirea Domnului în templul său, vestită de Maleahi. Sunt descrieri ale aceluiași eveniment. El este reprezentat de asemenea prin venirea mirelui la nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. Evenimentul descris aici este Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii. De vreme, în istoria noastră, chiar din 1872, Dumnezeu a fost amabil să ne ofere cheia ieșirii din impasul nostru laodicean. În Hristos erau unite omenescul și divinul. Misiunea lui a fost să împace pe Dumnezeu cu omul și pe om cu Dumnezeu. Lucrarea lui a fost să unească finitul cu infinitul. Aceasta era singura cale prin care oamenii puteau fi înălțați prin meritele sângelui lui Hristos spre a fi părtași de natură divină. Este un citat din Ellen White scris în 1872. În Marea Zi a Ispășirii finale, cele două părți divorțate în Eden vor fi puse din nou împreună. At one ment. Pentru acest gen de omenire, Iisus a fost modelul, prototipul, al doilea Adam, întâiul nostru născut. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu în 1888, acesta era momentul acela descris în Tragedia Veacurilor. Curând, nimeni nu știe cât de curând, judecata va trece la cei vii. Imediat ce mireasa înțelege acest lucru, judecata, nunta, ziua ispășirii va trece la cei vii. Acesta este strigătul de la miezul nopții care trezește fecioarele adormite. Când Apocalipsa 19 este înțeles, mireasa se va pregăti pentru nuntă. Omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Între Geneza 3 și Apocalipsa 19, rasa umană se află sub semnul lui Icapod. Ea nu poate trece sub semnul lui Emanuel, atâta timp cât nunta este împiedicată de încăpățânarea fără precedent a acestui popor. De peste 130 de ani, noi ca popor am blocat omenirea sub semnul lui Icapod. Este privilegiul nostru să punem capăt acestei crize din guvernarea divină, să permitem Shechinei să se întoarcă în templul ei ca să-l putem duce pe Azazel afară din tabără. Acesta este destinul Marii Mișcări Advente. Acum acest destin este așezat la picioarele tale. Fii o parte a acestei Mari Mișcări Advente. Totul este gata. Poftiți la nuntă. Amin. Înainte de a dați mulțumit, Gabriela, poți să iei loc un pic? Aș vrea să citesc câteva gânduri care fac directă legătură cu ce ai prezentat tu. În Apocalips, capitolul 19, pentru că s-a vorbit de Apocalips, capitolul 19, de la versetul 6 voi citi până la versetul 9. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia Domnului Dumnezeului nostru cel atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Am citit de mai multe ori pasajul acesta și altele asemănătoare. Am avut semne de întrebare să-mi lămuresc cine este mireasa și cine sunt cei poftiți la nuntă, pentru că aici sunt și mireasa și cei poftiți la nuntă. În pilda celor 10 fecioare avem fecioarele și întotdeauna știm că fecioarele reprezintă pe cei care sunt cu ulei și sunt fără ulei. E vorba de poporul lui Dumnezeu în cele două ipostaze, pregătiți și nepregătiți.
Am adus cu mine cartea, gânduri despre cartea Apocalipsei și voi citi câteva paragrafe, le citesc la rând, nu spicuind. Toate paragrafele sunt după 1888, din 1889 mai târziu, pentru că s-a făcut referire și la anul 1888. Mireasa și nunta. Parabola celor 10 fecioare și mirele, o realitate mereu prezentă. Această parabolă nu este o prezentare a păcătoșilor declarați, ci a celor care îl mărturisesc pe Hristos. Mireasa este biserica așteptătoare a celei de-a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin proclamarea primului și celui de-al doilea înger din Apocalips 14, în lumea noastră a venit un mesaj special. Primul și al doilea mesaj îngeresc sunt unite și desăvârșite în al treilea. Sub proclamarea acestor mesaje a fost împlinit strigătul, iată mirele. Cei ce au crezut în aceste mesaje au fost constrânși să plece din biserici deoarece au predicat cea de-a doua venire a lui Hristos pe norii cerului. Întreaga lume trebuia să audă mesajul, iată mirele ieșiții în întâmpinare. Mulți dintre cei ce au auzit aceste mesaje au crezut că vor trăi să vadă venirea lui Hristos. Însă a fost o întârziere a venirii mirelui cu scopul ca toți să poată avea ocazia de a auzi ultimul mesaj al Harului pentru o lume decăzută. Dacă cei ce au pretins că cred adevărul și-ar fi făcut partea lor ca fecioare înțelepte, solia ar fi fost dusă până acum oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dar 5 au fost neînțelepte. Adevărul ar fi putut fi proclamat de 10 fecioare, însă 5 și-au făcut provizia, doar 5 și-au făcut provizia necesară pentru a însoți grupa care umbla în lumina dată lor. Prima, a doua și a treia solie îngerească trebuie să fie repetate. Trebuie să fie rostită către biserică strigarea. A căzut Babilonul, cetatea cea mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei desfrânării ei și împărații pământului au curvit cu ea. Și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Mulți dintre cei ce s-au ridicat să întâmpine mirele sub mesajele primului și celui de-al doilea înger, l-au refuzat pe cel de-al treilea, ultimul mesaj de probă ce trebuia dat lumii. Și o poziție similară va fi luată atunci când va fi făcută ultima strigare. În citatul acesta, Ellen White nu deplânge situația de la 88, ci arată că se va întâmpla la fel atunci când va fi dată ultima strigare. Ea spune că soliile vor fi repetate, dar la ultima strigare se va întâmpla ca unii să respingă solia celui de-al treilea înger. Biserica este mireasă. Dumnezeu este soțul bisericii sale. Biserica este mireasa, soția mirelui. Fiecare credincios adevărat este o parte a trupului lui Hristos. Hristos privește necredincioșia manifestată de poporul său față de el, ca necredincioșia unei soții față de soțul ei. Noi trebuie să ne amintim că suntem membri ai trupului lui Hristos. Biserica este mireasa, soția mirelui. Ea trebuie să se mențină curată, consacrată și sfântă. Niciodată n-ar trebui să-și permită vreo nesăbuință, pentru că ea este mireasa unui împărat. Totuși, ea nu-și dă seama de poziția ei înălțată. Dacă ar înțelege aceasta, ar fi glorioasă în întregime. În 1901 a fost acest citat. Biserica este mireasa lui Hristos și membrii ei trebuie să se unească cu conducătorul ei. Dumnezeu ne avertizează să nu ne mânjim hainele. 1898, într-o scrisoare. Căsătoria este unirea omenirii cu divinul în cel credincios. S-a spus în experiența Gabrielei,
de unirea divinului cu umanul și aș vrea să explicăm un pic aceasta, cum se întâmplă și ce este, ca să nu plecăm confuz de aici. Parabola hainei de nuntă pune în fața noastră o lecție cu cele mai importante consecințe. Prin căsătorie este reprezentată unirea omenirii cu divinitatea. Haina de nuntă reprezintă caracterul pe care trebuie să-l aibă toți cei ce vor fi socotiți potriviți pentru a fi oaspeți la nuntă. Hristos a devenit una cu noi în trup, pentru ca noi să putem deveni una cu El în spirit, în divina vindecare. Noi trebuie să prezentăm adevărul așa cum este El în Iisus. Hristos a venit în lume pentru a salva pe păcătoși. Din de 30 de ani a trăit ca exemplu al nostru. El a suportat insultă, rușine, respingere și moarte. Totuși, El trăiește. Este un mântuitor viu, s-a înălțat la cer pentru a face mijlocire pentru noi. Chiar înaintea crucificării Lui s-a rugat ca ucenicii Săi să poată fi una cu El, așa cum El este una cu Tatăl. Este aceasta, într-adevăr, o posibilitate prin care omul păcătos și căzut să poată fi adus într-o astfel de relație înălțătoare cu Hristos? O așa unire cu Hristos va aduce lumină, pace și mângâiere în sufletele noastre. 1889, semnele timpului. El s-a rugat ca ucenicii Săi să poată fi una cu El, după cum El a fost una cu Tatăl. Oamenii au declarat că această unire cu Hristos este o imposibilitate. Dar Hristos a făcut-o posibilă, aducându-ne în armonie cu El însuși prin meritele vieții și ale sacrificiului Său. De ce am suspectat noi dragostea și puterea lui Dumnezeu? De ce să nu ne așezăm de partea credinței în această privință? Ați contemplat voi farmecul și atractivitatea lui Iisus? Atunci căutați să călcați pe urmele pașilor Lui. El a venit pentru a descoperi lumii pe Tatăl și ne-a încredințat lucrarea de reprezentare a dragostei Sale, a curăției, bunătății și simpatiei delicate pentru fiii oamenilor. Iertați-mă că încerc să comentez ceea ce înțeleg. Problema aceasta a unirii noastre cu Domnul Iisus Hristos îi aparține în întregime Domnului Iisus Hristos. El a făcut lucrarea aceasta, a venit El la noi. Să ne ridicăm ochii noștri către ușile deschise ale sanctuarului ceresc, unde lumina și slava lui Dumnezeu strălucește pe fața lui Iisus Hristos, care este în stare să-i salveze pe deplin pe cei ce vin la Dumnezeu prin El. De ce nu vorbiți despre planul de mântuire? De ce nu săpați în minele adevărului pentru comorile înțelepciunii, ca să puteți aprecia făgăduințele lui Dumnezeu? De ce nu cercetați dragostea lui Hristos și nu vorbiți despre planul de mântuire? Aprilie 15, 1889. Când Filip a cerut învățătorului să-l arate pe Tatăl, Iisus a privit cu durere la el și a spus: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Atenție, viețile noastre pot fi legate în așa fel de Dumnezeu, cât noi putem să avem această unire cu Hristos. Gândurile, înclinațiile, dorințele și gusturile noastre, toate pot fi de partea Domnului. Atunci noi nu vom avea nimic separat și distinct de Hristos. Va fi o armonie perfectă între inimile noastre și ale Lui, așa că noi vom fi una cu El, după cum El este una cu Tatăl. Și acum este timpul de a intra în această unire cu Hristos. Noi avem doar ziua de azi, pentru noi înșine. Ziua de mâine nu ne aparține. Astăzi să ne hotărâm că nu vom mai continua să-L dezonorăm pe Dumnezeu prin necredința noastră, că nu vom sta departe de învățătorul când El spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Am văzut îngeri care se grăbeau în cer, încoace și încolo. Un înger cu o călimară la coapsă s-a reîntors de pe pământ și a raportat Domnului Iisus că lucrarea Lui a fost îndeplinită și că sfinții fuseseră numărați și sigilați.
Apoi l-am văzut pe Domnul Iisus care slujise în fața chivotului ce cuprindea cele 10 porunci, cum să-i cadă cădelnița, cum lasă să-i cadă cădelnița. El și-a ridicat brațele și a zis cu glas tare, s-a sfârșit. Toată oastea îngerească și-a scos coroanele când Domnul Iisus a făcut declarația solemnă. Cine este drept să fie drept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Fiecare caz a fost decis pentru viață sau pentru moarte. În timp ce Domnul Iisus a slujit în sanctuar, a avut loc judecata pentru drepții cei morți și apoi pentru drepții cei vii. Domnul Hristos a primit împărăția, deoarece a făcut ispășire pentru poporul său și i-a spălat de păcate. Au fost înscriși, supuși împărăției. A avut loc căsătoria mirelui. Împărăția și mireasa împărăției, împărăția și măreția împărăției din tot cerul s-a dat lui Iisus și moștenitorilor mântuirii, iar Iisus urma să domnească ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Toți cei 144.000 au fost sigilați și erau perfect uniți. Pe frunțile lor era scris Dumnezeu, Noul Ierusalim și o stea strălucitoare cu numele cel nou al lui Iisus. La vederea stării noastre fericite și sfinte, păcătoșii s-au înfuriat și s-au repezit cu violență să pună mâinile pe noi și să ne arunce în închisoare, dar noi am întins mâna în numele Domnului și ei au căzut neputincioși la pământ. Atunci, sinagoga Satanei înțelesese că Dumnezeu ne-a iubit pe noi, care ne-am spălat picioarele unii altora și am salutat pe frați cu o sărutare sfântă și ei s-au închinat la picioarele noastre. Asta este în experiență și viziune. Biserica și ultimul marș triumfal, am să mai citesc doar două, trei fraze. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este prezentată mai clar în soliile din Apocalips, capitolul 14. Când această lucrare va fi împlinită, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea sa. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară, Maleah 3:4. Atunci biserica pe care Domnul la venirea sa o va lua la sine va fi o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta. Atunci se va arăta ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor, cântarea cântărilor. Îngerul a zis, privește! Atenția mea a fost atunci atrasă către cetatea pe care o văzusem și care era puternic zguduită. Mi-au fost arătați aceia pe care îi văzuse mai înainte, plângând și rugându-se cu sufletul chinuit de moarte. Ceata îngerilor păzitori fusese dublată, iar ei erau îmbrăcați cu armură de la cap până la picioare. Înaintau în ordine desăvârșită ca o companie de soldați. Am auzit pe aceia care erau îmbrăcați cu armătură, rostind adevărul cu mare putere. Am întrebat, ce a determinat această mare schimbare? Și un înger mi-a spus, ploaia târzie, când am auzit glasul lui Dumnezeu care zguduia cerul și pământul. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a lăsat cuvântul scris, prin profetul lui avem destulă lumină, prin bărbați și femei, prin tineri și tinere, avem apeluri la trezire, la pocăință, la experiențe spirituale, însă niciodată nu vreau să cad în greșeala de a acuza pe cineva pentru ceva care a fost în trecut, atâta timp cât serva Domnului vorbește la lucrări care sunt în viitor. Ea vorbește că trebuie să se predice din nou cele trei soli îngerești, ea spune despre
despre ploaia târzie care urmează să cadă și cum va fi pregătită biserica aceasta să-L întâmpine pe Domnul Hristos. Ea nu deplânge și nu spune, vai de noi, nu mai avem nicio șansă dacă nu o luăm de la capăt, dacă nu ne pocăim, așa cum se spune, în ghilimele pun, din partea unora, faptul că noi ar trebui să reluăm cumva experiența și istoria de undeva din 100 și ceva de ani în urmă. Este un lucru care pe mine mă încurajează să rămân ferm convins că tot ceea ce a trebuit să fie făcut a fost făcut de Domnul Iisus Hristos. Și în dragostea Lui și în mântuirea Lui avem toți parte de ea. Nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Am vorbit mult cu Gabriela și este încă, așa cum v-a spus, cercetare și caută tot felul de surse și de citate. Bunul Dumnezeu să ne călăuzească pe toți, că atunci când ne va striga de pe drumurile noastre, că poate suntem cu trupul aici, dar cu viața și cu mintea cine știe pe unde suntem. Când Dumnezeu ne va vorbi într-un fel în care să recunoaștem că a fost glasul Lui, să-I răspundem. Să ne întoarcem acasă, ca să facem parte din poporul lui Dumnezeu, din mireasa căreia i s-a dat, in curat, să se îmbrace cu El neprihănirea Mântuitorului pe care contăm și pe care dorim să o lăudăm printre oameni. Amin. Aici se încheie întâlnirea din această după-amiază. Pentru cei tineri care sunteți aici și doriți să aveți o întrevedere cu Gabriela, să discutați lucruri așa mai de detaliu, puteți să o faceți. Dar noi avem o cântare pregătită, acum la sfârșit, o rugăciune și biserica se termină, așa, în modul în care suntem în această după-amiază, aici. Care este cântarea? Da, focul tău, Iisuse, pe melodia, cred, imnul israelian sau ia să vedem care. Așa cum stați pe scaune, o cântăm, că mai urmează ceva, da? Tău, Iisuse, arde-n viața mea, El să-mi cuprindă toată inima, tot ce sunt și tot ce pot să am mai mult. Astăzi, Thank you.
dacă am să-i ofer două cărți și să ne rugăm. Să marcăm cumva vizita ta și întâlnirea noastră. Nu știu dacă le ai în biblioteca ta, spune lumii? Nu. Istoria adventiștilor de ziua șaptea. Este realizat și un film, pentru că te-a preocupat. Da? Da. Tell the World. Da, da, da. Spune lumii, este o carte care o să-ți placă foarte mult, da? Pentru că este acțiune în cartea asta. Iar cea de-a doua carte, sigur nu ai, Gândul despre cartea Apocalipsei, de Ellen White. Sunt comentariile lui Ellen White la cartea Apocalipsei din care am citit. Este o carte foarte, foarte valoroasă, din păcate, nu s-a mai tipărit în ultimul timp. Dar este o carte foarte valoroasă. Vreau să rămâi ca să ne rugăm. Vreau să mă rog și pentru tine și pentru alți tineri ca tine și... Tatăl nostru care locuiești în ceruri, dorim să-ți mulțumim că ne știi pe nume, pe fiecare și ne porți de grijă după nevoile pe care le avem și ne cauți pe fiecare acolo unde ne-am dus departe de tine ca să ne întorci acasă, ca să ne întorci în poporul tău, ca să pregătești moștenirea ta pentru ziua finală. Dorim să-ți mulțumim că în decursul timpului tu ai chemat bărbați și femei, ai chemat copii, am ascultat mărturiile multor frați și surori și mărturii care au fost relatate cu lacrimi, cu emoții, a modului în care tu te-ai îndurat de ei. Astăzi am mai ascultat o mărturie, mărturia lui Gabriela, și dorim să-ți mulțumim frumos. Am înțeles din relatarea ei cât de departe se dusese de tine și ne-am dat seama încă o dată că pentru tine nicăieri nu-i prea departe. Pentru că tu ai coborât mai departe decât am fi putut să cădem careva dintre noi. Tu ai cunoscut abisurile păcatului acestei lumi și tu ai coborât până acolo unde noi n-am coborât încă. Și nu cred că vom coborâ vreodată, pentru că tu ești cu mâinile întinse ca să ne ridici și să ne pui picioarele pe stâncă. Personal și în numele acestei biserici vreau să-ți mulțumesc pentru această experiență puternică și pentru modul în care în dragostea ta numele tău este scris în cartea vieții. Numele Gabriel este scris în cartea vieții. Te rog să o binecuvintezi, Doamne Iisuse, și pe mai departe te rog să o călăuzești și Duhul tău cel Sfânt să nu fie luat de la ea, să dai discernământ în tot ceea ce studiază, în toate interpretările pe care le poate avea, așa încât să nu piardă lumina care este Domnul Iisus Hristos, care luminează pe orice om venind în lume și care a promis că ne va lumina cărarea până când vom ajunge pe porțile împărăției tale. Te rog să o binecuvintezi, să-i binecuvintezi trupul cu sănătate, să-i binecuvintezi mintea cu discernământ, să-i binecuvintezi umblarea, să fie în siguranță și atunci când își povestește experiența, să aibă să fie convingătoare în ceea ce spune, și anume a faptului că Domnul Iisus Hristos s-a îndurat de ea cum dorește să se îndure de mulți alții dintre noi. Vreau să te rog în același timp pentru băieți și fete, pentru tineri și tinere, pentru copiii de lângă noi și pentru noi care credem că stăm bine. Avem nevoie de intervenția ta necontenit, pentru că despărțiți de tine ne-am duce de râpă, n-am putea să facem nimic, n-am putea să rodim nimic. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și în același timp dorim să-ți mulțumim pentru haina aceea de in subțire, alb, curat, cu care tu vrei să îmbraci pe fiecare credincios și biserica aceasta pentru nunta mielului, pentru momentul acela de sigilare a celor credincioși, de punere deoparte pentru veșnicie. Doamne Iisuse, sperăm, pentru că acestea sunt cuvintele tale în care noi credem. Iată-ne la aproape sfârșitul zilei de sabat, urmează să ne despărțim, vom avea activități în cursul săptămânii, copiii la școală, tinerii de asemenea, cei mai mulți vor fi pe șantiere sau acasă. Te rog să ne porți de grijă și ajută-ne ca acolo unde vom fi să fim martorii tăi. Și dacă este voia ta să ne întorci în locul acesta unde să deschidem cuvântul, unde să-ți cântăm cântări de laudă și unde să te așteptăm să revii pe norii cerurilor. Prin Domnul Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.